murat azi. Declarațiile momentului, chiar acum de la Institutul Național pentru Fizica Pământului. Ascultăm ceea ce spun specialiștii. Târgu Jiu. Până în prezent s-au înregistrat 160 de replici localizate de colegii care se ocupă cu partea de prelucrarea datelor. Cu tremurile se produc destul de des, așa cam la un sfert de oră, 1 sau chiar și mai des. Magnitudinea cutremurilor s-a situată în marja de 1 grad până la 3,5 grade, deci n-a fost cutremur mai mare de azi de dimineață până în prezent de 3,5 grade. Avem o echipă de colegi care au plecat în zona unde s-au produs cutremurile pentru a îndesi rețeaua de stații seismice pe care le avem în zonă. Zona respectivă este monitorizată cu 5 stații seismice. Poți să pui... Cu 5... Vezi că a ieșit... Da. Cu 5 stații seismice, Gura Zlata, Lotru, Petroșani, Târgu Jiu, undeva în zona asta, Herculane și Streaia pe partea de sud. Vom instala stații în zona epicentrală, în partea de nord și de sud, stații seismice pentru a încerca să identificăm fenomenul din zona respectivă și, de asemenea, pe lângă aceste stații seismice, care au două tipuri de senzori, un senzor care poate să înregistreze cu tremure până la 0 grade, avem și un senzor care, pe baza măsurătorilor, estimăm pagubele în zona respectivă, se numește accelerometru. De asemenea, se vor instala și 5 stații de GPS cu care vom măsura deplasările falilor din zonă sau microfalilor, segmentelor de falii care sunt în zona respectivă. Facem aceste lucruri ca să obținem cât mai multe date pentru cercetările următoare și investigațiile pe care dorim să le facem. Zona a fost studiată, aceste cutremure sunt cutremure noi, care nu au același mecanism sau același fenomen de producere ca cutremurile anterioare. Accelerația maximă care s-a produs în zona respectivă a fost la Gura Zlata 0,1G. Este o accelerație foarte mare, practic 100 de galii reprezintă o mișcare de intensitate 7. Înseamnă și distrugerii de coșuri, pereți sau alte lucruri. După cum vedeți, stația se situează, este cea mai apropiată stație seismică de epicentrul cel cutremului 2. Doar o precizare, că este vorba de o accelerație într-adevăr foarte mare, cam jumate decât cea înregistrată în 1977 la București, unde a fost de 0,2G, dar totuși zona este zonă muntoasă și accelerații, frecvențe sunt foarte mari. Da. Și atunci avariile sunt mai mici în cazul ăsta. Facem comparație, de exemplu, cu Cernavodă, care este construită la 0,2G. Practic, și este o infrastructură care rezistă la cutremuri de 8.